13 ceasuri moderne vor îmbunătăți imaginea Constanței din această vară. Primul dintre ele a fost deja montat în zona modern, lângă blocul Creion. E foarte bine. Chiar arată bine de tot. Am auzit și eu asta că vor fi montate și chiar îmi convine că arată bine, lumea e poate să vadă ceasul fără să mai scoată telefonul. Foarte bine. Trebuie să montate. Unii credeți că e mai principal așa. Foarte bine. Știi omul când coboară la plajă și când se întoarce înapoi. Mecanismul ceasului este pilotat de o antenă GPS de o precizie foarte mare, o tehnologie similară cu cea care se folosește la ceasurile atomice. În plus, se va realiza automat actualizarea orei la schimbarea sistemului orar vară-iarnă. Ceasurile sunt construite din fontă turnată astfel încât să reziste la temperaturi de la minus 50 până la 70 de grade Celsius. Sunt dotate cu un sistem GPS pentru o precizie foarte mare a orei afișate. Cadranele și arătătoarele ceasurilor sunt vopsite și sunt marcate cu folie reflectorizantă, astfel încât să fie vizibile și pe timpul nopții. Totuși, unii oameni spun că acestea sunt departe de a fi perfecte. Orașul ăsta de lux merita și niște ceasuri de lux, ce drept. Funcționează foarte bine. Însă ieri am observat că este un pic strâmb. Voi ați observat asta? Însă nu înțeleg de ce așa un stil frumos a trebuit să aibă un piedestal. Constanțenii se plâng că la intersecția din zona Dacia ceasurile nu au funcționat niciodată. Speră ca măcar acum, după ce proiectul va fi gata, să aibă de unde să afle ora exactă. Mai are omul după ce să orienteze. Mai era unul la Dacia în intersecții care mergea după lună. Azi mergea, mâine nu mai mergea, da? Măcar să facă și ei ceva bun. De 20 de ani aici. Dar eu n-am văzut ceasurile astea mergând. Și în zona Dacia, recunoscută pentru cele 3 ceasuri care nu au funcționat niciodată, vor fi montate ceasuri analog cu o singură față. Cele 13 ceasuri vor fi montate până la sfârșitul acestei luni. Administrația locală va achita 277.670 de lei pentru acest proiect.